La nivelul Consiliului Județean Hunedoara va exista o echipă intersectorială locală din care vor face parte reprezentanții ai DGASPC Hunedoara, ITM, IPJ, Inspectoratul Școlar, DSP, Inspectoratul de Jandarmi, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog DEVA, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Alba Iulia și Fundația Mara din DEVA. Este pentru prima oară când în Hunedoara se face un plan pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului, violenței în familie și a exploatării copilului prin muncă sau alte forme de maltratare. O treime din femei la nivel mondial sunt supuse violenței fizice sau sexuale în timpul vieții. Pandemia de COVID-19 agravând o situație deja dramatică, avertiza încă de anul trecut Organizația Mondială a Sănătății. Circa 736 de milioane de adolescente și femei cu vârsta peste 15 ani au fost agresate, cel mai adesea de către partenerul lor, a subliniat Organizația Mondială a Sănătății într-un nou raport dat publicității după Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor în anul 2021.